Torța olimpică a ajuns la Sochi. Flacăra a fost purtată și de luptătorul Cheioan Ruslan Karaev, care a anunțat că revine în sport. Готовясь к эстафете Олимпийского дня, хочу всем сказать, что после этого старта я также возвращаюсь в большой спорт. Скоро мы увидимся на турнирах KOK. Всем удачи! Ruslan Karaev, în vârstă de 30 de ani, este fostul campion mondial la K1 și câștigătorul mai multor turnee internaționale. Sportivul rus a întrerupt însă cariera profesionistă în 2009, după ce a fost făcut knockout de Badr Hari. Karaev a vizitat Moldova de 4 ori, aflându-se în calitate de oaspete de onoare a turneilor organizate de Asociația FEIA. El a declarat că ar putea disputa prima luptă după revenire la Chișinău. Doamnelor, domnilor, atât din sport, la revedere!